Sarma. E prima vacanță pe care o organizăm de Crăciun împreună și să mor eu, nu sunteți bun de nimic. Bă, da, mi-ai mâncat sufletul. Nu mai țipași toată ziua, nu vezi să ne pregătim tot pacia. Hello! Mi s-a luat de voi, imbecililor. Mai s-a găsit ea, hai să mergem în vacanță de Crăciun. Altă treabă nu avem. Știe cineva pe unde sunt tampoanele mele? Sau spuma de rască, trebuie să-mi iau și eu mustața. Mă aude și pe mine cineva? Bă, Alexandru, să mor eu, mi-ai mântat sufletul cu tampoanele tale. Poate lumea face câte ceva în casa asta. Du-te, dracu, și caută-le fișe. Bă, dar zici că e o casă de handicapați. Și că nu mă dracu și pe mine. Alo! Bă, dar eu nu cred că nu mai e nimeni în seama. Bă! Asta cine dracu mai e, mă? Da, cum spuneam, știe cineva pe unde dracu mi sunt tampoanele? Că să moră dacă mai merg. Da, Florina a venit în baie să-mi aduc și mie gelul de duș, razorul ăla. Da, mă, da, să-ți-l aduc tot eu. Aha, da, hai să pun să fac și mie razorul. Bună dimineața! Sper că e ultima. Zi repede că mă grăbesc. Doamne, în sfârșit pot să vorbesc și eu cu cineva. Plecați undeva de Crăciunul ăsta? Da, plecăm la Băile Olănești. Aha, și încuietori pe aici, gratis la geamuri aveți? Că să-mi fură o grămadă de Crăciun și n-am vrea să mi se spargă casa. De-aia și venim la voi. Dar unde crezi că suntem la sat? Aici normal că avem gratii la geamuri, încuietori, avem de toate. Hai, că zicea să vorbesc cu taică, dar vă că e păsumasă, nu știu ce dracu face. Aveți grijă de voi și încuiați casa bine înainte să plecați, că să sparg o grămadă de Crăciun. Străiți? Du-te învârtindu-te. Ia uite cine s-a trezit, prințesa familiei. Bună dimineața, mamă, și ție. Mă, băiatule, tu ți-ai făcut bagajul, că mâine dimineața la 8 plecăm. Ți-ai făcut pe dracu să te ia. Mă, dar vorbește, bă, femeie, calm cu mine, nu l-am făcut. O să fac acum, mai am o zi la dispoziție. Mâine plecăm, nu azi plecăm. Te duci în momentul ăsta în beci, îți iei geanta și îți faci bagajul. Tu nu vezi că toată lumea e băgată în priză aici. Băi, eu nu și-am făcut bagaj, nu-i trebuie bagaj. Doamne, cu fața sufletul, ce dracu aveți, bă? Te băgați și-n priză, ce ai? Hă că mă duc. Du-te, hai. Doamne, ferește. O casă de handicapați. Bă, da, zici că le-a luat mințele vacanța asta. Mai bine stăteam naiba de Crăciun acasă și vedeam o treabă. 3, 2, 1. Brrr! Că intru în cavou. Bă, dar ce răcoare vine Dacia. Să intrăm? Bă, dar ce miroasă zamă de varză aceea, să mor eu. Zici că au făcut sarmale în beci. Acum se înceapă căutările. Unde dracu mi-am pus geanta de călătorie? Ok, acum, ce o să luăm la noi? Zarzavat fiert sau zarzavat nefiert? Ce amintiri frumoase! Cred că le iau pe amândouă. Ca să aveți murați sau ardei gogoșar. Mă, unde dracu mi-e, mă, geanta de călătorie? Eu nu știu de ce mă mai întreb, că oricum le luăm pe amândouă. O să deschidem dulapul secret? Ok.
deschidem dulapul secret. Bă, dar ce răcoare vine din beci. Mă trasă la șale, dar nu mai pot. Mihaelă, ți-am spus dracu de atâtea ori să închid ușa la beci după ce termin din el. Că mă trasă la șale, dar nu mai pot. Aha, tot eu s-o închid. Păi tale ce dracu faci acolo? Ești pusă de bibelou? Care al dracului să fie să o închid eu de fiecare dată, să-mi rup eu șalele în ea. Ușa de la beci. Nu închide. Familia asta, acum mă închis să răm beci. Nu mai suport. Bă, dați-mi bă drumul de aceea. Gata, toată lumea v-ați calmat? Că eu nu, sinceră să fiu. O să pun ceasul la 8 dimineața. Că la 9 o să ne trezim. Acum somn toată lumea. Altă soluție nu am decât să... Ce mă enervează și mi-aș dori să dispară cu toții, să rămân eu singură în familia asta. Mă trage la șale. Noapte bună, Viorele. Noapte bună. A, dracu de crizată, mi-a mâncat sufletul. Noapte bună. Dar stinge cineva becul ăla. Hai, gata! Noapte bună! A, unde dracu mi-e patul? A, scuze-mă, mai e scuze! Florina, ce dracu nu e sănătoasă la pat? A, lasă-o dracu, gata! Hai, gata, noapte bună! A, scuze! Bă, dar nu te uiți pe unde mergi, screlozata dracu care ești! Bă, culcați-vă, bă, dracu, și voi, că eu nu pot să-mi fac somnele frumoase. Gata, bă, culcați-vă odată! Ce dracu aici? Hai, noapte bună! Deci că mă culca la pușcărie, mi-a zmiert, da? Viorel, dacă te mai frești de mine, să mură dacă nu te pălesc. Nu te da, mă frec de tine, parcă aș avea și de ce. Cât dracu e, mă, ceasul? E 9 dimineața! Toată lumea sus! Doamne, ia-mă eu când ți-am spus că ești proastă, că mă, dar nu m-ai ascultat! Doamne, ia-mă, eu sunt nemachiată! Unde plec așa? Adu-mi repede, repede, cuțetul ăla, cuțetul, adu-mi! Eu cred că ne ducem dracului, dar nu mai plecă nicăieri, nu știu că sigur. Dacă tu pe mine ești aici, unde plec acum? Repede, repede, Florina! Borcatele mele sunt cele mai bune! De ce se agită toată lumea așa, manețe, să mor eu? Gata, gata! Toată lumea atenție la mine! Sunteți gata? Eu sunt gata să mă iau. Terminai și de machiaj. Eu am găsit gata, tampoanele, sunt gata. Sunt pregătită. Mi-am luat palton după mine de călătorie. Zici că ești împăiată să mă iau. Hai da! Haideți mă! Haideți să mergem! Hai, hai Florina! Mișcă-te dracu! Hai, 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 dacă mă dau, te pus așa ceea repede! Haideți mă! Haideți odată! Oh, unde-o plec? Nu aș pleca cu voi, nu știu! Bună dimineața! Sper că e ultima! Tot aici sunt. Nu-mi vine să cred că nu m-a deschis nimeni. Nimănui nu-i pasă de mine. Eu trebuie să fac toată munca. Mamă, trebuie mă să deschid. Ce dracu, sunt forțos și eu. 3, 2, 1. Am ieșit. Ce-a
ce dracu au făcut? Mamă! Florină! Asta da minune de Crăciun! Sunt singur acasă! Ia, cred că a ajuns sărăm. Mă, Florine, tu ești sigură că mi-ai pus rachiul ăla în geantă? Că te-am rugat să-ți nu poți să văd să vezi greșele în geantă. Ia-i lua, tu sigur ne pierduși. Păi, tăceți, bă, dracu' din gură! Ia, stai să vă număr. 1, 2, 3. Cătălin! Mama pe aici, nu m-a lăsat nici la zi un grup de lucruri. Niciodată nu m-ai lăsat. O, da, vai, câte dulciuri pot să mănânc și nu e nimeni aici care să mă oprească. Ce bine e singur acasă. Măi, Ioniță, parcă ai spus că nu e nimeni acasă. Mi-ai spus că au plecat în vacanță, de ce au becurile aprinse? Poate au uitat becurile aprinse, dar unde dracu să știu eu? I-ai văzut cât de handicapat sunt. Sigur le-au uitat aprinse. Ah, nu prea cred. În sfârșit am scăpat de ei, de ei. Ce? E un copil acasă, Tată, hai să mă ajungi pe mine să mun căruța până mai la vale. Chiamă pe taică-s-o, hai repede, hai că cheamă pe taică-s-o. Hai dracu, venim mâine, că poate au anulat cu o zi. Mâine, la ora 9, o să fim aici. Bă, dar ești prost de bubui să mor eu, ai spus că nu-i nimeni acasă. Hai, repede. Hai că așa facem, mâine, la ora 9, suntem aici. Hai dracu, sari odată! Peste mine mâine. Mami. Eu nu cred că o să fiu jefuit. Mâine vin hoții peste mine și o sunt singura acasă. Mă, dar știi ceva? Eu mereu mi-am dorit să stau singur. Nu o să intre nimeni peste mine aici nepedepsit. Ia să ne facem noi planul. Ok, e timpul pentru plan. Sunt pregătit. Astăzi e ziua cea mare. E timpul să mă pregătesc. Auzi la ei, vor ei să mă jefuiască pe mine. Păi da, ei cu cine cred că se încurcă aici? Mă,
ce mă enervează. Trebuie acum să-mi stric tot feng shui-ul ca să iei... să arăt lor o lecție, că asta nu e casă de jefuit. E casa mea acum. Pentru că sunt un adult responsabil. Crescuse ceva. Ia uite-te, bă. Ei unde se cred aici? Eu sunt bărbatul în casă. Doamne, doamne, binecuvântează magazinul din colț și dulciurile, pentru că am și eu ce să mănânc în această seară mirobolantă de ajunul Crăciunului. Poftă bună, Cătăline! A, nu, e nouă! Să începem! Hai, Ioniță, că am văzut eu. E doar copilul ăla mic acasă, restul am plecat. I-am văzut eu ieri. Fii atent. Tu intri pe ușa asta aici și eu mă duc pe ușa principală. Ai înțeles? Tu intri pe principală, eu intru pe aici. Mamă, să vezi ce îi facem. Îi furăm tot. E doar copilul acasă. Asta nu știe să facă nimic. Hai, intră pe aceea, mă duc pe principală. Da, tot îi furăm, tot, e copil prost. Hai, tu te pe principală. Eu intru pe aici. Cucubau. Nenorocit! Doamne, ia-mă! Mamă, ce fars ne face el nou! Te omor, bă, te omor! Bă, nu cred, bă, așa ceva! Costele, vine repede cu acel prin săi! Acum, acum vin și eu. Nu pot. Al dracu de copil cu burta, dacă te văzui, fie intra așa cea. Hop, că mă concentrez! De dracu fugi, mă, ăsta! Nu știu, s-a fi băgat în bucătărie? Nu cred! Tare mie că nu se băgă, dar nu înțeleg unde dracu poate să fie! Cred că e după aragaz pe acolo! Mă, nu are unde să se ducă! Uite, uite! Eu nu cred că își bate curul de noi un mucos! Doamne, ia-mă! Îl toc! Îl toc! Uite-te aici la mine, Costele, că-l fac mărunt, mărunt și-l dau la pești! Am dracu de copil borât!
Unde o fi, mă? Unde dracu o fi? E ușa la beci deschisă. Ăsta sigur intră în beci. Aha, hai repede, hai. Hai după el. Hai după el, hai după el. A, mai mult ca sigur, aceea e, aceea e. Hai că, hai din intră după el, intră după el. Ai dracu să fiți de boschetari, mă faceți voi pe mine. Mamă, ce am făcut. Cataline, Cataline, unde ești? Să rămână mama. Ce mă bucur că ești bine, m-am speriat. Cum ați putut să mă uitați? Închis în beci, fără mâncare și oxigen. Hai că aveai mâncare, era zacuscă acolo. Mă bucur că ești acasă. Hai, vino, hai să te iau în brațe.